Războiul de la Spitalul Județean între managerul Ion Lazar și Consiliul de Administrație al unității a luat sfârșit prin demiterea acestuia realizată în cursul zilei de vineri 4 martie, document semnat de președintele Emilie Arcan. Cu privire la demiterea doctorului Lazar, ținând cont că vinerea a fost un program scurt și nu a fost timpul fizic pentru a întocmi toate acele documente pentru a se finaliza și cu dispoziția de încetare a mandatului, acest lucru a rămas pentru luni. În acest sens, vreau să vă informez că am luat această decizie urmare a referatului și a hotărârii Consiliului de Administrație, care a avut loc săptămâna aceasta, prin care s-a dispus încetarea mandatului și eu, din punctul meu de vedere, nu puteam să-mi asum eu toate acele nereguli care sunt stipulate în acel raport. Drept pentru care am luat această măsură și luni dimineața voi emite dispoziția de începere a mandatului a doctorului Lazar. Managerului Ioan Lazar îi se impută foarte multe neîmpliniri ale echipei de la Spitalul Județean și măsura dură luată era previzibilă. A constatat că suma totală necheltuită în Spitalul Județean este de 101 miliarde. Și dacă mai, deci dacă considerăm noi, cetățenii din județul Neamț, consideră că avem toate investițiile făcute la Spitalul Județean, că nu mai avem nevoie de aceste sume, eu mâine sau în cel mai scurt timp, într-o săptămână de zile, îmi dau demisia și din funcția de președintă de Consiliul Județean, și din funcția de consilier județean, și din funcția de membru de partid. Vă spun cu toată sinceritatea. Nu voi tolera, nu voi pune batista pe țambal să acopăr niște nereguli făcute de alții. Asta este realitatea. Cetățeanul din județul Neamț trebuie să înțeleagă. Ne punem întrebarea de ce pleacă pacienții din județul Neamț, de ce nu vin medici în județul Neamț, de ce nu se reabilitează, de ce nu se spitalul județean, de ce nu se vine cu aparatură nouă în spitalul județean, de ce nu facem la standardele Uniunii Europene un spital cu un grad înalt de deci nu se poate. Se va trece la organizarea unui concurs de ocupare a postului de manager al Spitalului Județean. După emiterea dispoziției, imediat voi mai elibera o dispoziție pentru a numi interimatul la Spitalul Județean, după care se va face procedura pentru scoatere la concurs a postului de director manager. Contactat telefonic, doctorul Ioan Lazar s-a rezumat în a ne declara. Referitor la actul pe care nu l-am primit, aștept să văd dacă va avea și formă legală din toate punctele de vedere. Atât. Mulțumesc. Președintele Consiliului Județean, Emilie Arcan, crede că în ultimii ani Consiliul Județean a pompat fonduri importante în Spitalul Județean, uneori cu prețul defavorizării unităților administrativ-teritoriale, care în toată această perioadă au avut nevoie de sprijin financiar pentru realizarea unor investiții importante. Interimatul la conducerea Spitalului Județean din Piatra Neamț va fi asigurat de doctorul Alexandru Juncu.